Până copiii vă spun un bun venit la colțul cu povești! Banii din banca rece și albă. Era iarnă. Zăpada acoperise pământul și se îngrămădise în mormane înalte și albe în jurul caselor oamenilor. Într-un oraș din New York, James și Ellen White susțineau întâlniri cu oamenii interesați să știe ce spune Biblia despre sabatul zilei a șaptea și despre revenirea lui Isus. În același oraș era un bărbat care aparținea unei biserici protestante de duminică. Acest bărbat susținea întâlniri și, deși era trezorierul districtului și nu pastor, lui îi plăcea să predice despre mântuire. Ar trebui să îi credem pe James și Ellen White sau ar trebui să credem ce ne spune trezorierul districtului? Se întrebau oamenii. Hiram Patch și femeia cu care urma să se căsătorească erau printre cei care încercau să ia o decizie. În cele din urmă, au hotărât să vorbească cu James și Ellen despre acest lucru. Ei nu știau că Iisus îi vorbise deja lui Ellen despre bărbatul care ținea întâlnirile. Răspunsul lui Ellen pentru ei a fost: dacă veți aștepta o lună, veți ști în cine vă puteți încrede. Hiram și prietena lui i-au mulțumit. Vom aștepta, au spus ei. Nu a trecut nici măcar o lună până când ei și toți ceilalți au aflat cine spunea adevărul. La doar 2 săptămâni după ce Hiram a vorbit cu soții White, trezorierul predicator s-a îmbolnăvit atât de tare încât nu a mai putut merge la lucru, așa că altcineva a trebuit să îl înlocuiască. Vă puteți imagina surpriza funcționarilor orașului când au descoperit că $1000 pe care oamenii îi plătiseră trezorierului lipseau. Probabil că el a furat banii, au spus funcționarii. Când șeriful a mers acasă la trezorier pentru a vorbi cu el, bărbatul s-a purtat ca și cum era nevinovat. Nu știu nimic despre cei $1000, a insistat el. Eu nu am furat niciun ban. Știți că sunt un bărbat cinstit, sunt creștin. Nici măcar nu mi-ar trece prin cap să fur. În timp ce vorbeau, un alt funcționar a văzut-o pe soția trezorierului ieșind afară cu o plasă în mână, așa că a urmărit-o în tăcere. El a văzut-o mărgând spre un morman de zăpadă din spatele casei, unde a ascuns plasa. Apoi a intrat înapoi în casă. Femeia nu și-a dat seama că cineva a urmărit-o. După ce ea s-a întors în casă, funcționarul a mers la mormanul de zăpadă și a găsit plasa. Înăuntru erau cei $1000 lipsă. El i-a dus înapoi în casă și i-a arătat șerifului. Desigur că trezorierul și soția lui nu au mai putut spune nimic. Au fost prinși și știau acest lucru. Ei se prefăcuseră că sunt atât de buni, dar mințiseră și furaseră. Și așa cum spune Biblia, păcatul lor i-a ajuns. Nu a trecut mult până când toți au auzit ce se întâmplase și printre aceștia era și Hiram Patch și femeia cu care s-a căsătorit. Ei au continuat să studieze Biblia cu James și Ellen și după o vreme au devenit membri credincioși. De asemenea, nu s-a mai îndoit vreodată că Ellen White era solul special al lui Dumnezeu. Acum știa că puteau avea încredere în vedenile și visele date ei de Isus. La fel putem face și noi. Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!